aceasta decât să îi cântăm glorie. Și facă Domnul așa cum am cântat, să-i dăm glorie lui Dumnezeu. Vă invit să deschideți cuvântul lui Dumnezeu la cartea Iosua, capitolul 1, și aș vrea să citesc primele 9 versete. Iosua, capitolul 1, de la versetul 1, cuvântul lui Dumnezeu spune astfel. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise, robul meu Moise a murit. Acum, scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta, să intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Ținutul vostru se va întinde de la pustiu până la Liban, până la râul cel mare, râul Eufrat, toată țara hetiților și până la marea cea mare spre apusul soarelui. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta. Cât vei trăi, eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia țara pe care am jurat părinților lor că le voi da. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugete asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te. Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Amin. Până aici cuvântul Domnului, vă invit să vă acomodați. Și aș vrea să spunem cu toți încă o dată, lăudați să fie Domnul. Merită Domnul toată slava și toată cinstea. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ocazia aceasta care ne-a dăruit-o încă o dată să fim la Betel. Vă salutăm din toată inima și cu tot dragul și de asemenea vă aducem și salutări sfinte de la Biserica Betel de la Mestrino. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi și pe noi acolo, măriți să fie Domnul. Spuneau frații dimineața aici, în timp ce stăteam jos, zice, măi, e frumos să vizitezi neamurile. Și am zis, da, e frumos, numai că e tare obositor. E frumos, dar e obositor. Acum și noi venim, ieri am avut o întâlnire la adunare și am fost toată ziua în casa Domnului. Azi dimineață ne-am trezit la ora 5. Suntem în locul acesta și putem să spunem, lăudați să fie Domnul. Noi știm că Domnul este aici. Și dacă suntem în locul acesta, nu este pentru că vrem să ne vedem neapărat. Este frumos și este bine și lucrul acesta. Dar suntem în locul acesta pentru că știm că Dumnezeu este aici. Și știm și vrem ca El să rămână în continuare. Frați și surori, stăteam și mă gândeam de ieri și mă frământam și am zis, Doamne, care ar fi mesajul cel mai potrivit? Și parcă Duhul lui Dumnezeu mă împingea spre pasajul acesta și am zis, Doamne, ce vrei Tu să spun poporului Tău? Eu aș vrea în dimineața aceasta Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească. Și luați cuvântul acesta nu din partea mea, luați-l din cuvântul lui Dumnezeu, luați-l din Scriptură și luați-l ca din partea celui mai mic dintre dumneavoastră. Și vreau în ziua aceasta, plecând din locul acesta, să-i mulțumim lui Dumnezeu că El este Cel care ne-a vorbit. Mărit să fie numele Domnului! Frați și surori, m-am gândit și am zis, Doamne, care sunt sfaturile pe care aș putea să le aducem și să le aduc în fața poporului Tău, din cuvântul Tău? Și m-am uitat în pasajul acesta și sunt câteva lucruri pe care Scriptura din pasajul acesta ne vorbește și aș vrea să fie câteva învățături pentru mine și pentru dumneavoastră și în dimineața aceasta să luăm și să le punem la inimă învățăturile acestea. În primul rând aș vrea să învățăm în dimineața aceasta, primul lucru pe care aș vrea să-l învățăm este că Dumnezeu este Cel care ne vorbește. Dumnezeu este Cel care ne vorbește. Credeți dumneavoastră că Dumnezeu mai vorbește? Amin.
Dacă mergeți în lumea aceasta, dacă mergem în societatea aceasta, la colegii noștri de muncă, la prietenii noștri și le veți spune, o, știi, Dumnezeu încă vorbește și astăzi. Ori să spună, măi, tu ești nebun. Cum să vorbească Dumnezeu? Dar unde e Dumnezeu? Dar l-ai văzut tu vreodată pe Dumnezeu? Dar există Dumnezeu? Noi astăzi suntem în locul acesta și cuvântul lui Dumnezeu proclamă că Dumnezeu încă mai vorbește. Mărit să fie numele Domnului! Așa începe cuvântul lui Dumnezeu. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua. Domnul îi vorbește lui Iosua. Domnul îți vorbește în dimineața aceasta. Spui, dar cum? Dar nu vorbește Domnul, vorbești tu. Aș vrea să spun, cuvântul acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Nu este cuvântul meu. Din istoria aceasta, Scriptura, Biblia a rămas peste viacuri. Cea mai citită carte, cea mai publicată carte, cea mai tradusă carte este Scriptura. Mărit să fie numele Domnului. Dumnezeu ne vorbește prin Scriptură și dacă vrei să auzi vocea lui Dumnezeu, dacă vrei să asculți glasul lui Dumnezeu, te încurajez să citești Biblia. Te încurajez în fiecare zi să citești din cuvântul lui Dumnezeu și vei vedea că Dumnezeu îți vorbește. Dumnezeu vorbește chiar și prin circumstanțele în care suntem. Dumnezeu vorbește chiar și prin momentele acelea de dificultate. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu, după moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a vorbit lui Iosua. Într-o circumstanță întunecată, într-o circumstanță de criză, într-o circumstanță, am putea spune noi, întunecată, social, politic, Dumnezeu îi vorbește lui Iosua. Nu vi se pare că trăim o vreme în care lumea este într-un întuneric spiritual? Nu vi se pare că trăim o vreme de criză? Este criză parcă pe toate fronturile, criză financiară, este criză socială, nu se mai înțelege și diavolul are și are o luptă care o duce împotriva familiei. Este o criză la nivel politic, este o criză la nivel, la toate nivelele în lumea aceasta. Dar aș vrea să vă spun în dimineața aceasta că chiar dacă în lumea aceasta este criză, chiar dacă în lumea aceasta este întuneric, Dumnezeu și glasul lui Dumnezeu încă mai răzbate, mărit să fie numele Domnului. Domnul îmi vorbește și Domnul îți vorbește și astăzi. Este cuvântul lui Dumnezeu și ne spune cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să citesc în Evrei, în capitolul 1, Evrei capitolul 1, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul Său, mărit să fie Domnul. Dacă nu crezi cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu crezi pe cei care sunt în locul acesta, dacă nu crezi că Dumnezeu vorbește prin circumstanțe, aș vrea să spun că Dumnezeu vorbește peste viacuri prin Fiul Său, prin Iisus Hristos. Și Iisus Hristos a spus așa, eu iubesc toată lumea, se amintea aici, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu poate să vină la Dumnezeu decât prin Iisus Hristos. Iisus Hristos îți vorbește. Dumnezeu îți vorbește astăzi. Sunt gata eu? Ești gata tu să asculți glasul Domnului? Dragul meu, nu te uita la oameni, nu te uita la ceea ce izbește privirea, ci îndreaptă-ți privirea către ceruri, îndreaptă-ți privirea către Dumnezeu și ascultă-i glasul Lui. Ascultă pentru că Dumnezeu îți vorbește chiar prin conștiința ta. Spunea un mare om al lui Dumnezeu, dacă vrei să asculți glasul lui Dumnezeu, trebuie să tacă toate în tine, trebuie să faci liniște în lăuntrul tău. Trăim o epocă, trăim o eră în care parcă tot mai mulți avem căștile în urechi, parcă vrem să ascultăm ceva, parcă vrem să auzim ceva, ne este parcă teamă să stăm în liniște. Discutam cu niște adolescenți, cu niște tineri și am zis, măi, când aveți momentul vostru de liniște? Și au zis, niciodată. Și am zis, de ce? Păi, parcă ne este frică. O teamă, parcă de liniște. Dragul meu, dacă vrei să asculți vocea lui Dumnezeu care răzbește și îți vorbește din lăuntrul tău, din conștiința ta, fă liniște în lăuntrul tău. Liniștește-te astăzi și în ziua de astăzi, ascultă glasul lui Dumnezeu, că El încă vorbește. Mărit să fie numele Domnului. Apoi, în al doilea rând, Dumnezeu nu numai că vorbește, dar Dumnezeu cunoaște starea și cunoaște situația în care te găsești. Observați cum începe cuvântarea lui Dumnezeu.
Versetul 1 în jos. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise: robul meu Moise a murit. S-a dus. Eu știu lucrul ăsta. Se uită Dumnezeu la Iosua și spune: Iosua, eu știu care-i starea ta. Iosua, eu știu prin ceea ce treci tu. Iosua, îți cunosc temerile tale. Iosua, eu cunosc totul. Aș vrea să spun în dimineața aceasta, ești aici, ești în casa lui Dumnezeu. Poate spui: nu mă cunoaște nimeni. Am lucruri ascunse în lăuntrul meu. Numai eu le cunosc. Aș vrea să spun că există unul și este unul în mijlocul nostru care le cunoaște și care te cunoaște. Aș vrea să spun că în dimineața aceasta Domnul vrea să-și întindă mâna și vrea să-ți spună: eu știu prin ceea ce treci, eu cunosc starea ta, eu știu că în viața ta este faliment, eu știu că în viața ta și în casa ta este faliment, eu știu că în familia ta este criză. Vreau să spun că eu cunosc lucrurile acestea. Se găsește la un moment dat Avram și îi spune Dumnezeu: vreau să-mi aduci pe fiul tău, pe Isaac, ca jertfă. Și l-aduce și se duce Avram, îl ia pe fiul său, pe Isaac, îl ia și ia acolo un vreasc de lemne și merge acolo și îl pune pe altar. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, și aș vrea să citesc că este un cuvânt extraordinar de frumos, și spune cuvântul lui Dumnezeu că îngerul Domnului l-a oprit pe Avram și a spus așa în versetul 12 din capitolul 22 din Geneza. Îngerul a zis: să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, căci știu acum că ești un om care se teme de Dumnezeu. L-a oprit Dumnezeu pe Avram și a spus lui Avram: Avrame, eu cunosc inima ta, eu știu faptele tale, eu știu înăuntrul tău. Dacă ești în locul acesta, aș vrea să spun că te cunoaște Dumnezeu. Știe Dumnezeu de unde ai venit azi dimineață, știe Dumnezeu unde ai fost aseară, știe Dumnezeu în ce companie ai stat aseară, pentru că El este Dumnezeu, dar El vrea în ziua aceasta, în dimineața aceasta, să se aplece lângă tine și să spună că te iubește. Și dacă ești în dimineața aceasta aici, aș vrea să spun că este harul lui Dumnezeu, este dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu te cunoaște. În Apocalipsa, în capitolele 2 și 3, ne spune cuvântul lui Dumnezeu și Domnul vorbește celor 7 biserici. Și știți ce e interesant? Că fiecarei biserici, Domnul se uită și îi spune: știu faptele tale. Și uitați-vă dumneavoastră, în capitolul 2, versetul 2, spune așa: știu faptele tale, osteniala ta și răbdarea ta. Apoi mai departe, în versetul 9, știu necazul tău, sărăcia ta. Apoi versetul 13, bisericii din Pergam îi zice: știu unde locuiești. Apoi bisericii din Tiatira: știu faptele tale. Și așa mai departe, nu-i timp acum să citim, dar Dumnezeu cunoaște, dragii mei, Dumnezeu cunoaște și știe cum ai venit în dimineața aceasta la adunare, știe că ai venit cu inima strânsă, știe că ai venit cu inima plină de întristare, că poate ai copii care nu te ascultă. Vreau să spun că Domnul este în dimineața aceasta aici și El vrea să lase mângâiere peste inima ta. El vrea să lase alinare peste inima ta. Poate ai venit așa cum se amintea aici. Poate ai venit cu povara păcatului în spatele tău. Aș vrea să spun că Domnul este aici și vrea să o dea la o parte, vrea să o înlăture și vrea să-ți dea eliberare. Vrei în dimineața aceasta să fii liber? Să știi că Domnul e aici și El cunoaște și te cunoaște. El știe nevoile tale. El știe lipsurile tale. El știe că poate nu ai bani suficienți. Vreau să vă spun că Dumnezeu este Cel care ne poartă de grijă în fiecare moment. Au fost momente în viața mea, au fost momente în familia noastră în care Dumnezeu și-a întins mâna și L-am văzut pe Dumnezeu la lucru, mărit să fie Domnul. Eram anul trecut, în perioada aceasta, de fapt în luna martie anului trecut, și mă gândeam, mi-am dat cuvântul și am promis unor frați că plecăm într-o misiune pe termen scurt în Africa și am zis: ok, mă duc. Numai că după ce am spus plec, s-a întâmplat că după aproximativ 2 săptămâni eram la muncă într-o după-amiază și soția mă sună și îmi spune: dragă, te rog frumos, uite, îți trimit poziția, vino aici că am avut un accident de mașină.
În timp ce mergea cu băiețelul nostru la pian, efectiv a leșinat la volan. A zburat peste un sens giratoriu. Mașina s-a făcut praf în față. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că și ea și băiețelul au fost ok. Dar atunci m-am întrebat și am zis, Doamne, eu am promis că mă duc să fac lucrarea asta. N-aveam nici banii de bilet. Vă mărturisesc, nu-i aveam toți, nici pentru biletul. Biletul mă costa aproximativ 800 de euro dus întors. Plus cazare acolo, plus ceea ce am zis noi că mai trimitem. Aveam nevoie de 2500 de euro și am zis, Doamne, dar nu-i am nici pe ăștia. De unde mai scot eu bani ca să repar mașina? De unde mai fac? Și eram întristat și eram supărat și am zis, Doamne, ce se întâmplă? Și eram într-o seară și vreau să vă spun că Dumnezeu vorbește și prin copii. Credeți lucrul ăsta? Eram într-o seară în sojornă și stăteam și meditam și mă gândeam și a zis, Doamne, cum o să fac? Și a venit fetița noastră și îmi spune, tata, n-ai predicat tu de atâtea ori că Domnul poartă de grijă? Tu crezi că Domnul nu știe? Tata, să nu cumva să te gândești să renunți. În momentul ăla am zis, Doamne, nu vreau să renunț și nu o să renunț. Și vreau să vă mărturisesc. Mașina ne-a costat reparația peste 4.000 de euro. Am fost în Africa și am plătit tot. Și mulțumesc lui Dumnezeu că El s-a îngrijit de toate. Pentru că Domnul e Cel care cunoaște. El știe situația prin care treci. Poate mulți nu știu, poate te ascunzi de frați, poate te ascunzi de prieteni, poate te ascunzi chiar de familiarii tăi. Aș vrea să spun că Dumnezeu te cunoaște. El știe nevoia ta și la timpul potrivit, El este Cel care va întinde mâna și îți va da rezolvare. Mărit să fie numele lui Dumnezeu. Dragul meu, poate ai copii care-s plecați, poate ai soțul sau soția care nu te înțelege, poate ai un faliment. Vreau să spun că Dumnezeu cunoaște, mărit să fie numele Domnului. El este lângă tine și El vrea să-ți dea mângâiere și alinare. Mă rog Domnului ca Domnul să te binecuvinteze și să ne binecuvinteze pe toți. Apoi, o altă învățătură pe care o desprindem din cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut că Domnul ne vorbește, am văzut că Domnul cunoaște starea, am văzut că Domnul știe prin ce trecem. Domnul nu numai atâta, dar El ne învață și ce trebuie să facem. Și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu și ce spune Domnul lui Iosua. Acum, scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și poporul acesta, și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Știți dumneavoastră că Dumnezeu nu ne-a promis pământul acesta? Noi suntem pe pământul acesta și suntem unii 30, unii 40, unii 80, unii 100 de ani, nu știu câți. Zilele trecute ne-a sunat unchiul nostru din America și ne spunea despre un caz aici la Modena, în Italia, o femeie de 38 de ani a ajuns în spital internată cu cancer în ultima fază. Trei copii, soțul când au depistat-o cu cancer, a părăsit-o și a plecat. Și am zis, Doamne, de ce? Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu ne-a promis bucurie, ne-a promis binecuvântări, dar alea nu sunt pe pământ. Da, se îngrijește Domnul și aici pe pământ și nu ducem lipsă de nimic, așa cum spune Psalmul 23. El se îngrijește și nu ducem lipsă. Dar să știți că Dumnezeu ne-a făcut o promisiune și promisiunea este pentru veșnicie, pentru eternitate împreună cu El. Mulți oameni se concentrează pe pământul acesta, să trăiască bine, să aibă o casă mare, să aibă toate lucruri bune. Nu spun nu. Dar ceea ce este important, frați și surori, a pus în noi Dumnezeu o valoare. Și valoarea aceea este sufletul meu și sufletul tău. În dimineața aceasta, Duhului Dumnezeu, Dumnezeu te întreabă ce planuri ai pentru sufletul tău.
Vrei să trăiască o veșnicie cu Dumnezeu? Dacă da, ascultă sfatul și directivele pe care le dă Domnul lui Iosua. Și ascultați ce spune. Cum începe? Acum! O, nu mâine? Doamne, m-aș întoarce la tine, dar n-aș putea să vin mâine. N-aș putea să vin săptămâna viitoare. Vă garantează cineva că mai ajungem ziua de mâine? Îmi garantează mie cineva că mai ajung în seara asta înapoi acasă la Padova? Nu-mi garantează nimeni lucrul ăsta. Știți de ce? Pentru că viața pe pământ este imprevizibilă. Dar știu un lucru, că astăzi, aici și acum, Dumnezeu este Cel care îmi vorbește și îmi spune, dă-mi inima ta. Fiule, dă-mi inima ta, dă-mi viața ta și vreau ca să o iau și vreau să intru în viața ta. Dragul meu, acum, nu mâine. Se amintea aici și fratele Ovidiu spunea, astăzi, ogi, nu mâine, nu poi mâine, ăla nu e al nostru. O femeie a fost întrebată, care este cea mai importantă zi din viața dumitale? Și femeia a stat și s-a gândit, a meditat și a zis, știi ce? Cea mai importantă zi din viața mea este azi. Trecutul este trecut, nu-l mai poți schimba. Oricât te-ai gândit și poate te gândești în momentele astea, măi, cum aș schimba eu trecutul meu? Nu-l mai pot schimba. Trecutul e trecut. Viitorul nu este în mâna noastră, dar momentul de astăzi, clipa de astăzi este în mâna ta. Ce vrei să faci cu ea? Dragul meu, Iisus Hristos este aici și El îți spune că te iubește și El îți spune acum, ridică-te. Asta îi spune Dumnezeu lui Iosua. Acum, ridică-te. Nu sta jos, nu sta trântit acolo pe pământ. Vedeți dumneavoastră și o spun de multe ori, chiar dacă mă includ și pe mine, noi ca și români suntem așa un popor de plângăcioși, suntem așa cumva, ne tot plângem. În zona Clujului se spune, măi, se tot cântă. Acum nu cântă de bucurie, el jelește, el tot se tot plânge. Și de tot plângem pentru orice lucru. Măi, nu-i bine asta, nu-i bine aia altă. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și spunem Psalmul 137, pe malurile râurilor stăteam jos și plângeam. Și plângeam, zice, ne plângeam trecutul când ne aduceam aminte de ce a fost în trecut. Ne aduceam aminte și cântăm noi o cântare și spune, o, Doamne, mai ad acele vremuri? Deodată, de odinioară. E frumos lucrul ăsta, dar aș vrea să vă spun, s-a răscolit ceva în mine azi dimineață. În momentul în care a început corul să cânte cântarea aia, pe albastre zări, mi-am adus aminte de momentele când am învățat cântarea aceea pe Corso Francia. Și am zis, Doamne, cât de frumos! Au fost momente frumoase și eram la un moment dat împreună cu mai mulți frați și depăneam câteva amintiri de atunci. De prin anul 2002-2003. Dar știți ce e frumos? Că Domnul ne promite și spune, o, nu alea din trecut, dar alea care o să vină în împărăția lui Dumnezeu, pe alea vreau să le așteptați. Vrei să prinzi momentele acelea? Sunt frumoase amintirile, sunt frumoase momentele acestea de părtășie, dar acum, spune cuvântul lui Dumnezeu, ridică-te. Ridică-te și slujește-i lui Dumnezeu. Ridică-te și predă-i inima, predă-ți viața în mâna Domnului. Apoi dacă ți-ai predat viața în mâna Domnului, ridică-te și slujește, fă ceva pentru Dumnezeu. De multe ori vrem să facă alții, cântăm cântarea aceea frumoasă de tot. Iată-mă, Doamne, trimite-mă. Sunt aici la dispoziția Ta. Și o cântăm frumos, o cântăm pe note. Dar de multe ori când Domnul zice, du-te. O, știți de câte ori în viață Domnul a spus, fă un lucru. Și l-am făcut și am zis, Doamne, dar de ce o trebuie să-l fac? Nu știu. Spunea un frate păstor african, zice, la un moment dat, Duhul lui Dumnezeu
mi-a spus, du-te acolo la muntele ăla și predică Evanghelia. Pe cum să mă duc la munte și să predic? Mai un nonsens. Evanghelia trebuie predicată la oameni. Și s-a dus el acolo și a predicat. Și în ziua următoare, Duhul lui Dumnezeu îi spune din nou, du-te și mai zi o predică. Doamne, să predic acolo la munte? Dar nu mă aude nimeni. Și după câteva vreme, aflându-se într-o comunitate, s-a ridicat un om în picioare și a zis, auzi, tu n-ai știut, dar am fost ascuns acolo într-o peșteră în muntele acela. Și Dumnezeu mi-a vorbit. Și eu astăzi sunt casa lui Dumnezeu și mi-am predat viața la predica ta acolo, la munte. E un nonsens? E un nonsens. Dar știm că ceea ce spune Dumnezeu noi trebuie să facem. De aceea astăzi, ridică-te. Ridică-te, zice cuvântul lui Dumnezeu, acum scoală-te, treci Iordanul. Câte bariere nu se vor ridica în viața ta? Păi cum să mă duc eu acolo în față la pocăiți? Păi ce o să zică prietenii mei? Ce o să zică anturajul meu? Ce o să zică familia mea? Că m-am dus eu acolo la pocăiți, mi-am predat inima și viața în mâna Domnului. Cum o să acționeze ei? Nu contează. Ce o să zică prietenii, ce o să zică soția, soțul, copiii? Nu contează. Treci Iordanul, treci orice barieră și intră în promisiunea care a făcut-o Dumnezeu pentru tine și este valabilă și astăzi. Intrați în împărăția mea, intrați în bucuria mea, în împărăția lui Dumnezeu. Dragul meu, ridică-te și intră în împărăția lui Dumnezeu, dar nu singur. Știți, de multe ori ne bucurăm când un suflet se întoarce la Domnul și bun. Dar ne spune cuvântul lui Dumnezeu și spune Dumnezeu lui Iosua, intră și intră tu și poporul acesta. Frați și surori, ar mai fi multe de spus. Mă opresc aici. Dar să nu uitați un lucru, că Dumnezeu ne-a făcut promisiuni. A făcut promisiuni Domnul poporului evreu și le-a dus la îndeplinire și le-a dat o țară unde curge lapte și miere. Îți face astăzi Dumnezeu o promisiune. Și promisiunea pe care ți-o face și mi-o face și ne-o face tuturor este că El ne dă o țară, o moștenire, o viață veșnică împreună cu El. Știți ce e interesant? Că Domnul nu vine să ne-o dea și să ne-o bage în buzunar. Domnul vine și spune, omule, îți pun în față viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege. Ce vei alege astăzi? Să știți că Dumnezeu, spunea cineva, este un gentleman. El nu obligă pe nimeni. Nici la mântuire, nici la slujire. Dar ne arată Dumnezeu. Vedeți, anul trecut am ajuns în Africa și mi-am adus aminte că în anul 2011 o familie din Baia Mare m-au contactat și mi-au spus, uite, noi avem un proiect și proiectul constă în a face un post de radio în Uganda. N-ai vrea să te implici? Și am zis, nu, sunt alții. Asta era prin anul 2011. Anul trecut am ajuns în Uganda. Am intrat în postul acela de radio și Duhul lui Dumnezeu m-a copleșit și mi-a spus, ai fi putut fi participe, ai fi putut să pui mâna la lucrarea aceasta, dar n-ai făcut-o. Lucrarea s-a făcut și fără tine. Și în momentul acela am spus, Doamne, nu mai vreau să renunț niciodată, ci vreau atunci când Tu spui du-te, vreau să mă duc. Dumnezeu nu ne forțează, dar în ziua de astăzi, omule, alege-L. Alege-L pe Dumnezeu și apoi o viață împreună cu El în veșnicie. Omule, frate și soră, alege să slujești Domnului și apoi o răsplată împreună cu El în veșnicie. Și Domnul să ne ajute pe toți. Amin.